41.010 pacienți infectați cu noul coronavirus au fost declarați vindecați și 12.568 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. La nivel național au fost prelucrate 2.015.772 de teste. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.380 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 760 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 99.684 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 41.010 pacienți au fost declarați vindecați, 12.568 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare, iar 4.065 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.133. Dintre acestea, 459 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 2.015.772 de teste.